Salutare toată lumea, aici Pical și bine am găsit la un nou clip acest canal din seria noastră de o murătură medievală. În acest episod vom merge să terminăm noua noastră bază, a.k.a. cripta. Și între timp, până să mergem la mirobolanta cripto, vreau să vă spun că am minat un pic off-camera și am găsit niște diamante, așa că haideți să mergem să le luăm acum pe episod. Iar după aia să mergem să facem cripta, fiindcă am pregătit materialele. Bine, vom face cel puțin o parte din ea, aceea fiind camera unde va fi minunatul meu coffin. Fiindcă, na. Coborăm încet. Și până ajungem la diamante, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Este complet gratis și iar mie mi-arată cât de mult mă susțineți. Iar acum haideți să luăm primele noastre diamante de pe serie. Sunt curios câte sunt. 6 diamante, perfect. Și o să mergem acum să facem cu ele un pickaxe de diamond, fiindcă avem nevoie de obsidian, iar după ce am luat obsidianul ne putem face un altar. Iar de acolo vom putea începe să facem level up-uri la vampir. Avem la criptă. Că vom folosi diamond pickaxe-ul ca să facem loc pentru camere. Fiindcă, na. Nu o să stăm cu pickaxe-ul de piatră având în vedere că acum avem diamond. Hehe. O să mai minez asta off-camera și dacă mai găsești diamante sau chestii interesante, le las acolo, iar pe episod le vom mina. Și apare, nu știu ce are modul, să gândiți-vă că eu nu ard de la soare. De ce? Nu știu. Dar nu pot să zic că mă deranjează, că nu iau foc la soare. Aha. Ce o să arată? Haideți să o coborăm aici jos frumos. Muzică horror de pe Wish. Bun, iar acum aici vom începe camera. 5 blocuri încolo, 5 încolo. Avem și noi niște coal? Avem aici, e bine. Facem din nou bece. Și bun, acum avem torce. Mergem aici, iar apoi mergem tot 5 blocuri. Pam 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 pam. Deci, dați așa. Da, e bine. Opa. Am nevoie de asta un pic. Nu mă pot spama. Cred că am extins-o un pic cu un bloc, dar n-are nimica. Nu mă deranjează o cameră un pic mai mare. Haideți să punem în colțuri torce ca să nu se spawneze mobi nedoriți. Acum haideți să începem să spargem tot stone-ul. Am săpat și camera, cam așa arată deocamdată. Însă simt că parcă ar mai trebui încă ceva. Știți ce? O mică extindere. Aceea fiind pe aici, partea de sus. Ceva în genul ăsta. Dar totuși să lăsăm ăștia fiindcă arată bine. Așa că haideți să dăm drumul. Pune pereți. Prima dată. După aia vom
vom continua și aici ca să terminăm și partea de aici să fie frumos. Știi ce spun? Cred că știți. Stați așa că facem câteva scări ca exemplu așa. Ceva în genul acesta, știți? Iar pe lângă vor fi din alea de brick, că nu-mi venea cuvântul. Și gândiți-vă că vom pune nebric și pe pereți, peste tot. O facem frumos oricum, stați liniștiți. Aveți încredere în mine. Știu ce fac, cred. Racu, haideți să ne punem pe terminat acești mirobolanci pereți. Am terminat și camera, cel puțin partea de podea și tot. Am aici ce aș mai face câte ceva și aș pune, uite așa, deasupra. Și cred că aia vom face, deci haide să dăm drumul. Și oricum, până la finalul episodului o să facem ceva, vom pune numele unui abonat sus în biserică, unui abonat căruia i-am promis că îi fac aia. Acela fi mai exact Nicolae, el va fi preotul acestei serii mirobolante, că n-avem și noi nevoie de un popă. Ce popă mai bun putem avea în afară de el? Corect? Corect. Haideți să punem și rândul ăsta de scări dacă ne ajung. Și cred că ne ajung. Da, ne ajung. Acum că vom termina cripta, ne vom putea începe propriul nostru serial numit Criptă din povești, fiindcă nu putem spune numele original al serialului, fiindcă poate ne luăm copyright, deși serialul nici nu mai e. Și totuși, gândiți-vă, ne vom începe propriul nostru serial în care vom spune povești horror dintr-o criptă. Pentru cine mai ține minte povestiri din criptă. Iar acum, haideți să ne facem și locul unde vom avea mirobolantul nostru coffin. Să-l avem pe partea aceasta și va fi ridicat un pic, vă dați seama, fiindcă, na. Da, arată bine, așa îmi place. Cum, haideți să facem asta repede. Și aici, ca să fie complet. Și bum. Aici vom dormi. Putem să dormim? Ah, s-a făcut noapte afară. Lumini. Ar trebui să ne mai facem. Dar ar trebui să ne facem aici un loc de ritual. Pentru altar. Știți ce spun? Hop. Facem repede o masă. Și ia fiți atenți. Speedrun. Nu știu cât de bine arată. Uite, asta arată bine. Arată perfect. Poate cu puține detalii, uite așa. Iar apoi, la final, să avem sleburi, oare? Arată bine sleburi așa? Nu. Lăsăm doar așa. Punem o lumină aici, ca să avem lumina și bum. Asta arată până acum. Prima porțiune a criptei. Vom mai avea pe aici, voi mai face un tunel care să ne mai ducă undeva. Stați liniștiți. Încă nu e completă din ce vedeți. Mai avem de făcut multe la ea. Voi face chiar și o cameră gen cu referință la povestiri din criptă. Încă, na, a fost serialul meu favorit când eram mai mic. Și încă e, încă mă mai uit la el. Chiar dacă știu toate episoadele, tot mă mai uit. Era cu, na. Haide să mergem să facem aici repede un sign. Și e timpul să punem numele domnului Nicolae. Avem deja sign-uri, fac. Dar totuși e timpul să urcăm aici sus frumos. Și e timpul fix aici să-i punem, să-l punem pe domn, pe domnul Popa, nu știu, părintele Nicolae. Că, perfect. Așa că mereu cum vom veni aici în biserică, vom
veni la Domn Părinte și apoi vom intra aici, în criptă. Mișer, chiar îmi place această criptă. E frumoasă. Și, na, cu acestea fiind spuse, eu am fost Pickle. Vă mulțumesc mult de vizionare. Noi o să ne auzim data viitoare, până atunci eu o să mai merg la minat și o să fac altarul pe care o să-l pun aici. O să mai strâng materiale ca să facem și camera de aici și de aici. Și după aia vom termina clipul, practic. Și, na. Încă o dată, eu am fost Pickle, vă aștept voi, vă mulțumesc foarte mult de vizionare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Este complet gratis și mi-arată cât de mult mă susțineți. Iar noi acum o să ne auzim, cum am zis, data viitoare. Și eu, da, vă rog să mă scuzați pentru faptul că mă bâlbâi însă, nu știu ce am în ultimul timp de mă tot bâlbâi. Să vă încerc ca să mă mai bâlbâi atât de mult. Așa că, ciao!